bun găsit, dragilor! O nouă zi, o nouă zi în care avem de vorbit. Este foarte mult de vorbit. Eu sper însă să vorbesc astăzi cât mai puțin. Nici băieții nu sunt cu mine de data aceasta, pentru că am o invitată cu totul specială, care sper să ne vorbească cât mai mult. Nici nu știu despre ce să vă zic. Ideea e să stați, vă așezați comod, vă luați popcornul, ceaiul și ne urmăriți. Avem un subiect foarte amplu, sper să reușesc să-l acopăr cât de cât cu ajutorul invitatei mele. Bună, Rada! Bună, Oana! Este vorba de Rada Pantea, fondatoarea unei școli interioare, editoarea unor cărți absolut sublime care se vor lansa săptămâna aceasta la Bookfest, așa că aveți și treabă de făcut în afară de a ne urmări pe noi. Hai să o luăm ușor, că e de vorbit. Da. Rada, în primul rând vreau să le spunem celor care ne urmăresc că tu ești fondatoarea unei școli, unei școli interioare. Te aud când spui așa școală, chiar mă gândesc, oh my god, nimeni nu mai vrea la școală, deci nu e deloc o școală. Adică sună cuvântul ăsta, e deja condamnat. Deci sună că s-a creat reflexul ăsta, mă, da. La școală e nasol. Nimeni nu mai vrea la școală, nu e deloc o școală, dar n-avem un alt cuvânt să-i spunem, pentru că într-adevăr e o învățătură acolo și atunci zicem că învățăm la școală, dar e un fel de școală în care vorbim despre cine suntem noi de fapt. Cine suntem noi de fapt, cum suntem alcătuiți în interiorul nostru, mental, emoțional, fizic, în care intră și partea eterică, și inclusiv spiritual, că nu suntem chiar așa teleportați cu o parașută, venim de undeva. Deci cine suntem? Întrebarea asta e pe care și-au pus-o toți filozofii și oamenii care caută pe Dumnezeu sau caută înțelesul vieții, și întrebarea asta, cine sunt? Nu. E clar că suntem mai mult decât creier și intestin. Adică cine a conștientizat măcar asta, eu zic că se află pe drumul cel bun. Uite cum zic eu, ca să intrăm în școala Suisis. Tot ce trăim noi și am învățat pe pământul ăsta este din punct de vedere mental. Deci noi trăim într-o lume mentală în care știm lucruri. Adică ce gândim? Ni se spune când suntem mici, copilul nu e mental, dar îl formatăm ca să fie prins de idei, de concepte, de cunoștințe mentale. Adică e programat, cum ar veni. Da, e programat cu anumite gânduri, cu anumite credințe, că eu sunt cu tare, că lumea e așa. Îi se bagă un disc, un soft disc, să zicem, cum se formatează un program. Un hard, exact. Deci el este formatat și de asta că sunt într-o țară sau în alta, am altă mentalitate. Deci, atunci omul se formatează în funcție de ce spun părinții, ce spune școala și de asta semănăm un pic în gândire, că poate am fi mult mai diferiți, dar am fost formatați într-un fel și credem toată formatarea. Și eu zic, și nu numai eu, orice căutător spiritual, zice că există și altceva dincolo de mental, adică dincolo de ceea ce gândurile noastre au cunoscut deja. Există un alt spațiu, o altă realitate, o altă stare dincolo de mental. Noi dacă nu gândim, din păcate, nu suntem așa suntem de obișnuit să fie așa. Dar, de fapt, poate toată lumea a rămas vreodată într-o relaxare profundă sau după un somn bun sau așa, când pur și simplu ieși și te simți relaxat și deschis. Când folosim expresia aia că am capul golit de gânduri, putem să spunem așa? Da, și simți o plinătate interioară, nu mai ai preocupări, nu mai ai stres, nu mai ai alergare. Poate fi și o stare și o conștiință dincolo de mentalul, care în mentalul nostru e înscris tot ceea ce am gândit vreodată și am crezut. Nu? În lumea fizică asta cu forme. Deci, nu, atât. Dar dincolo de mental există totuși starea noastră și mult mai mult. Există, cum numim, starea care înseamnă vibrația noastră. Deci cine suntem dincolo de asta și de programarea noastră? Mentalul nu este același lucru cu emoționalul. Păi, corect? Un gând nu e același lucru cu o emoție.
mulți oameni, de fapt cei mai mulți, mă rog, sau poate rezultatul unui gând este emoția pe care o simt, dar de cele mai multe ori le confundă pe cele două. Da. Adică gândul ăsta mă stresează. Da. Și automat transmit efectul, emoția pe care o simt, care se duce de multe ori în plan fizic, când e rău, gen mă doare stomacul de nervi. Ăsta este un rezultat, efectul ăsta e un rezultat al gândului respectiv. Da. Deci gândul creează o emoție și pe urmă o durere de stomac eventual sau de cap sau de orice boală care pornește de la gând și de la gândurile motivate de frică. Dacă ar fi gânduri motivate de iubire și gânduri iubitoare, am fi plin de energie. Dar frica asta ne seacă de energie. Și automat, când e prea multă, ca să zic așa, prea multă frică și negestionată, se duce în plan fizic, corect? Da, se duce bolile. În emoțional, se duce... Normal că emoționalul ăsta strânge fizicul, că noi ne simțim când avem o emoție puternică, corpul contractat. Deci se contractează corpul, observăm. Sau se relaxează, nu? Asta putem observa cu toții. Și când e o contractură repetată, 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 pe acolo nu circulă bine energia. E foarte simplu, de fapt. Și... E foarte simplu și totuși cei mai mulți se întreabă: Doamne, dar de ce m-am îmbolnăvit? De ce mi se întâmplă mie asta? Și, bineînțeles, nu ne referim la răceli. Da, pentru că noi nu conștientizăm lucrurile astea înainte să se întâmple, din păcate. Deci noi nu știm cum funcționăm deloc. Lucrurile astea ar trebui învățate din grădiniță, nici măcar din școală. Dar cine să le învețe? Acum se încearcă, intră mindfulness-ul în multe grădinițe și în Franța, unde locuiesc parțial, nu știu, în România, că aici am mai puțin. Mindfulness în grădinițele din România? Da, și în școli. Da. Da, deci momente în care copilul se relaxează, momente în care copilul identifică emoția lui și ia un cartonaș în care scrie acum mă simt speriat sau așa, deci devine conștient de sine însuși și ce se întâmplă în el. Poate au început mai nou în anumite grădinițe și mă refer la sistemul Waldorf Montessori, poate pe acolo să se întâmple asta. În grădinițele eu am văzut și lăsa de stat în Franța. În Franța, da. Vorbim de România aici, nu știu cum funcționează în Franța sistemul ăsta. Dar se va deschide, se va intra, pentru că nu se mai poate. Și în Franța am văzut și în spitale, pentru bolnavi. Crezi că lumea s-a sensibilizat? Uite, de exemplu, noi suntem cam de aceeași vârstă. Crezi că există o sensibilizare a generațiilor actuale, a celor care acum sunt mici? Sau, hai să spunem, au trecut de prima copilărie în adolescență? Crezi că oamenii sunt diferiți față de cum eram noi, de exemplu? Sunt două aspecte. Nevoile lor, de fapt. Una, că până acum se luau calmante la greu și vedem că asta nu duce nicăieri. Deci s-a încercat pe metodă agresivă, chimică, să rezolvăm problema stresului și a bolilor și așa. Și vedem că tot mai multă boală este și tot mai... Adică nu mai fac față nici autoritățile până la urmă, deci trebuie găsită o altă soluție cumva și acceptă să hai să ajutăm un pic. Și doi, generațiile tinere care se încarnează și vin pe pământ, da, eu cred că sunt mai conștienți un pic, mai, nu știu, au altă vibrație. Mai conștienți? Pentru că mie, sincer, mulți tineri din ziua de astăzi mi se par foarte confuzi. Și iau totul, ok, poate au o deschidere mai mare decât aveam noi, dar iarăși noi nu aveam atâta informație venind spre noi, nu aveam acces la ea. Numai că mi se pare că iau și un pic de avalmă. Da, dar ei sunt confuzi pentru că se raportează la criteriile din lumea asta. Și asta aduce doar confuzie la tot ce în jurul nostru este confuzie, la cum privesc sexualitatea, cum privesc viitorul lor, cum privesc tot ce se întâmplă. E o confuzie în lumea asta. Deci ei n-au cum să nu fie confuzi. Însă vorbim de cei în spatele aparenței, ei au o deschidere, și o rapiditate, vedem că prin mai repede au... Da, conexiunile fac da, mai repede. Da, altceva. Hai să vorbim puțin de niște cărți pe care, mă rog, nu știu cât de bine se văd în planul general, dar o să vorbim despre ele pe rând. Sunt niște cărți editate de Fundația Școala Solisis. Acum Editura Solisis. Editura Solisis. Da.
care se vor găsi la Bookfest săptămâna aceasta. Bookfest-ul începe pe 1, se termină duminică. Veți găsi aceste cărți la standul Solisys. Hai să vorbim puțin de cele mai noi apariții, după care o să vorbim și celelalte cărți care s-au editat aici, despre o altfel de cunoaștere. Da. Cele două cărți pe care le-am scos recent o să aibă și lansarea de carte la Bookfest joi și duminică de la ora 7. Deci prima joi este Francesc al păsărilor. Putem să le luăm, să le arătăm în planul apropiat. Francesc al păsărilor, Secretul din Assisi, este una din cărțile care se vor lansa la Bookfest. A cărei prezentare începe așa. Această carte nu este încă o poveste printre multele consacrate lui Francesc din Assisi. Este cu totul altceva, este o scufundare în sufletul său și în inima misterului care l-a hrănit. Toți credem mai mult sau mai puțin că ne este cunoscută traiectoria orbitoare a acestui om care după 1200 de ani a vrut să regăsească simplitatea și blândețea lui Hristos. Credem că știm, dar ignorăm totuși esențialul, secretul pe care l-a purtat în el și care, dacă ar fi fost dezvăluit, ar fi putut să schimbe fața Occidentului. Bănuiesc că să autorul... Să vă spun care e secretul. Pot. Poți să spui care e secretul în același timp fără să fie spoiler alert, știi? Adică omul să citească totuși cartea. Care este secretul? Da. Secretul este că e consemnat și în istorie și pe Wikipedia, am văzut... Papa îl trimite pe Francis, care avea deja grupuri franciscanilor, care e cunoscut și astăzi și dau reperul ca lumea să le cunoască. Sunt îmbrăcați în maro și au o funie în talie și destul de mari ca și ordin franciscanii. Și papa, văzând ce succes are și naivitatea lui și forța lui de aspirație către Dumnezeu, îl trimite să vorbească cu sultanul ca să evite cruciadele și bătăile de sânge. Și atunci poate că sultanul să fie impresionat și să înțeleagă că papa are intenții bune și că așa. Deci era un fel de manipulare pe care vrea să o facă. Francis a dus chiar să-i vorbească de Iisus și de toată trăirea lui. Și sultanul a văzut că omul ăsta chiar are intenții bune și că e un om pur. Deci nu este, și zice, asta arată istețimea celui care te-a trimis, că te recunosc pe tine așa, și îl trimite la maestrul lui într-un sătuc unde maestrul lui îi arată pergamentele ținute în timp, care vorbesc despre viața lui Iisus consemnată direct și nu documentele care au trecut pe la Vatican, au fost cenzurate, au fost tăiate, a rămas ce a rămas. Deci vede că acolo el e numit Aisa, deci de la Iisus așa îl numeau, și că el a fost, ăsta e secretul și care l-a șocat enorm, el a fost căsătorit cu Maria Magdalena, pentru că rabinii în vremea respectivă aveau tot dreptul să se căsătorească, ba chiar trebuiau să trăiască viața normală ca să știe să îi sfătuiască pe oameni, pentru că prin experiență cunoști și înveți ce e. Și a citit mai multe despre un Iisus care era cu totul altceva decât știa el din biserică, cu toate normele, inchiziții, restricții și așa. Și la început, bineînțeles, că a refuzat, deci a trecut prin multe crize interioare până când a înțeles, a intrat în contact cu cavalerii templieri, care și îi spuneau aceleași lucruri și aveau și ei manuscrise. A dus manuscrisul ăsta episcopului ca să-l ducă la papă și i-a zis, uită-te ce am găsit, dă-i la papă ca să înțeleagă că... Și când s-a dus după un timp la episcop și l-a întrebat, episcopul a zis, despre ce manuscrise vorbești? Deci s-au șters total, deci s-au distrus. S-au mușamalizat, ca da, să folosim așa. Tocmai pentru că poporul trebuia să aibă anumite repere care... Dar s-au de vrut ce? Așa. Dacă, uite, în ortodoxie, de exemplu, preoților le este permis să da. Se căsătorească. Păi nu degeaba s-a scindat probabil la un moment dat catolicismul de ortodoxism, dar ăsta se pare că ar fi secretul care și de ce Iisus nu putea să se căsătorească dacă preoții pot să se căsătorească? Adică de ce ar fi fost de chiar așa de groaznic să ne imaginăm? Da, adică de ce o relație între un bărbat și femeie este ceva mai puțin sacru?
De ce? Și se pare că a avut și un copil. Asta deja începe, deja da, e o Hollywood-ul. Asta nu, nu știu, și nu apare nicăieri în cărțile noastre așa ceva. Dar până la urmă, cum a rămas oricum, la Vatican? Oricum și asta e interesant, că să ai un copil fizic nu înseamnă că copilul respectiv are o misiune din planul subtil ca să facă ceva. Deci a avea un copil nu înseamnă moștenitorul lui Isus, care de fapt nu e vorba de personalitatea lui, ci e vorba de forțele luminoase care vin prin el. Deci oricum că are copil, că n-are copil, pur nesemnificativ. Deci asta n-ar trebui să schimbe, de fapt, misiunea lui Iisus pe pământ. N-are nicio treabă. Adică aici nu s-ar aplica, tu știi cine-i tata? Deloc. N-ar mai conta. Decât dacă spunem tata cel ceresc. Da, creatorul. Poate atunci, da. Că toți suntem frați și surori, de ce? Exact. Asta ar fi singura... Doar că unii recunosc mai mult și atunci se încadrează ca fii și alții au uitat chestia asta și sunt mai orfani. Hai să vorbim și de a doua carte, care se va lansa acum la Bookfest, te rog. Cartea asta este cea mai... Apocalipsele lui Ioan. E ultima. Efes și Patmos acum 2000 de ani. Ultima scrisă de autor după 40 de cărți. El a scris deja 40 da, de cărți. Da, să vorbim puțin de în autor, 40 că de l-am ani. Făcut-o, Daniel Mioroa. Autor a 41 de cărți. Povestește-ne tu ceva despre el. Eu i-am luat trei interviuri pe care le putem regăsi pe canalul de YouTube Radea Web TV și foarte interesant cum explică, cum a scris cărțile. El de 40 de ani scrie, este scriitorul francofon cel mai cunoscut în lume, editat în toată francofonia și nu numai, și în engleză, germană și așa. Pentru că de 40 de ani el scrie cărți de genul acesta, în care de fapt face o călătorie astrală și revelează viața anumitor personaje și de fapt le vedem altfel pe aceste personaje, nu mai sunt aceleași. Ce înseamnă călătoria astrală? Nu știam dacă să intrăm în subiect de asta, am zis super repede. Trebuie să intrăm puțin pentru că poate oamenii, mai ales tinerii, dacă tot vorbeam de ei, au mai multă deschidere, dar au și mai multă ignoranță. Păi da, pentru că nu le zice nimeni. De exemplu, cel mai banal tip de călătorie astrală este moartea clinică. Și știm că deja sunt milioane de oameni în lume. Se parcă zicea că unul la o persoană sau unul la 10 persoane a avut o moarte clinică în care el a experimentat o altă lume, în care și-a văzut corpul dormind și mulți în timpul somnului văd asta. Își văd corpul dormind în pat și ei sunt în afara lui. Mi s-a întâmplat și mie odată. Da, deci chiar nu este ceva rar, doar că nu vorbește nimeni pentru că e tratat de nebun într-o societate care nu acceptă nimic decât ce e material. Atâta tot, dar încet, încet ne deschidem că, na, nu suntem doar un corp fizic noi, suntem mult mai mult decât asta. Așa că asta se întâmplă când, prin moarte clinică, prin somn, prin așa, în schimb autorul, care și recunoaște că în viața cu Iisus a fost unul dintre discipoli, deci a avut o căutare spirituală continuă, conștient este dus sau invitat să vadă viața anumitor personaje acolo în memoria Akasha, în registrele Akashice, unde de fapt este o memorie a tuturor. De asta se și zice și în creștinism că după ce murim ne vedem viața, ne revedem viața, toate secvențele și cei cu moarte după clinică. După ce murim sau înainte de moarte? Momentul trecerii sau... Da, fiecare, e diferit, nu suntem chiar așa uniformizați. Și vedem secvențele, pentru că ele sunt înscrise undeva, ca un film. Și asta vorbește autorul foarte bine și explică pe canalul Radea Web TV despre registrele akashice și cum a scris cărțile. Și atunci el intră în acest film și trăiește în pielea personajului, efectiv trăiește tot ce trăiește personajul și relatează ca un roman, sunt foarte ușor de citit cărțile și foarte plăcute pentru că îți aduc atmosfera locurilor foarte poetic. Adică și... nu sunt niște cărți didactice, ca un fel de manual. Sunt niște romane. Poveste.
Da. De exemplu, asta care o țin în mână, Apocalipsele lui Ioan, Ioan care pleacă la Efes și la Patmos. Și eu am fost și la Efes și la Patmos, dar e foarte fain să vezi în timpul respectiv cum era, inclusiv Patmosul, care era, acum e o insulă turistică și atunci era doar condamnații ajungeau acolo pentru că era ceva pustiu și câțiva săteni speriați, deci era locul cel mai capătul pământului. Ori acum de-abia așteptăm să mergem în vacanță, dacă se poate. Și, de fapt, pedeapsa asta să fie exilat pe insula aia, astăzi poate că mulți corporatiști și-ar dori. Unde n-ar da Dumnezeu da. Să mă exilez în Grecia? Da, exact, să mă mai întorc la toamnă. Pe o insulă și vorbește și cum e marea și atmosfera de acolo. Și, într-adevăr, am fost și am simțit că e o vibrație faină pe insula aia, foarte faină. Și aproape de Efes, unde se poate merge și unde se știe și consemnat că a fost mama lui Isus. Deci Maria, mama lui Isus. Se face și vizită turistică la Efes. Și simțim locurile astea altfel în paginile astea, le descoperim cum erau atunci și au un parfum foarte fain. Dacă tot vorbeam de Isus, mai sunt două cărți despre care aș vrea neapărat să vorbim. Eu cred că se văd acolo, sau să le iau? Da, primul volum, măcar Viața secretă a lui Jeshua, Cartea secretă a lui Jeshua, Viața ascunsă a lui Isus conform memoriei timpului. Dacă ai putea tu să explici ce înseamnă asta, memoria timpului. Asta, registrele akașice, unde este memoria timpului, la tot ce se... De acolo ne extragem învățăturile sufletul nostru, pentru că am trăit niște chestii care nu întâmplător le trăim. Tot ce trăim este o învățătură pentru noi și înțelegem... Ce ne spune cartea înțelege asta? Sufletul. Și creștinii zic asta, că în lumea de apoi revedem viața noastră și mergem în iad, rai, ceea ce înseamnă mai degrabă că ne bucurăm sau intrăm în niște vibrații mai luminoase sau mai puțin luminoase și rămâne frica sau chestiile astea care generează niște imagini sau... o suferință a sufletului. Deci sufletul își revede și învață din ceea ce a trăit. De asta e foarte important fiecare moment pe pământ și tot ce am construit și am făcut învățăm și în această viață și și pe urmă. De ce se spune cartea secretă a lui Jeshua? Ce aduce în sensul nou? Că aduce foarte mult nou, că lucrurile astea nu au fost comunicate pentru că lucrurile astea ne eliberează în primul rând de frică. Deci Iisus vorbește doar de iubire, nu este nicio condamnare a nimănui. Condamnările astea vin de pe la Inchiziție, deci biserica care vrea să fie o putere și să-i stăpânească pe ceilalți, au băgat o fel de dogme care n-au nicio treabă cu ceea ce Iisus îi învăța pe oameni. Dar din Noul Testament nu se desprinde doar ideea asta de iubire? Tu ai desprins ideea de iubire. Este foarte multă judecată și așa și plus multe trunchiate. Deci nu înțelegi, adică toate sunt enigmatice puse acolo. De asta lumea nu prea are acces și nu prea citește. Ce-i drept, se citește și destul de greoi. Da, de asta adică mulți credincioși, bisericoși nu citesc. Dar nu pot să zic că l-am asimilat ca și cum aș asimila un roman. Pentru că trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat. Deci, în momentul unificării bisericii și în anul 300, parcă Constantin, când a unificat totul, a tăiat multe, să zic, multe documente. Asta ținem, asta nu ținem, astea patru le cuprindem în Noul Testament, cele patru evanghelii și din ele lăsăm asta și asta și asta. Deci s-a făcut o mare cenzură, să zicem, cu ce are nevoie populația ca să, că ei nu pot să înțeleagă mai mult oricum. Ne mai vorbim că erau doar în latină și lumea oricum nu înțelegea nimic, nici, deci câtă revoluție trebuie să facă Luther în Germania ca să traducă Biblia în limba germană, să ajungă la tot omul. Ca să aibă acces da, și nu oamenii doar neșcoliți. Oamenii școliți care erau numai bogații să aibă acces la așa ceva. Trebuie să luăm o scurtă pauză, după care revenim, nu plecați. Ne-am întors la podcastul nostru E de vorbit, mai exact la Cartea secretă a lui Jeshua și la invitata mea, Radea Pantea.
păzitoarea acestor cărți, da? Pentru că sunt două, sunt 1000 de pagini în total. Așa, avem și volumul 2 din aceeași carte. Sunt și ele de găsit la Bookfest, presupun. Da, bineînțeles, avem standul nostru Solisys la Bookfest și dacă nu, lumea ne poate găsi pe site-ul nostru oricând Solisys.org. Să facă comenzi. Da. Hai să vorbim puțin despre ce spuneai mai devreme, despre ce a făcut Luther, care a încercat să democratizeze da, învățătura lui Iisus până la urmă, să ajungă la oameni, că Iisus de asta s-a încarnat, nu pentru anumiți aleși, ci pentru toată lumea. Și de acolo au început o grămadă de mișcări protestante și așa, pentru că Biserica Catolică devenise o putere, asta nu zic eu, se știe și prin inchiziție și așa și abuzurile care le-a făcut, deja devenise o putere, nu e vorba de să transmită învățătura lui Iisus. De asta s-a și scindat probabil și cu Biserica Ortodoxă, pentru că deja era vorba cine ia puterea și na, s-au împărțit puterile. Corect, și nu mai vorbim de celelalte ramuri, de protestanți, de calvini, de greco-romano-catolici. De sub puterea catolică, de asta și-au făcut propria lor mișcare. Hai să vorbim un pic și de celelalte cărți. Alege tu cu ce carte vrei să continui. Oricum, cărțile noastre, cartea majoră care e cartea secretă a lui Iesua. Păi ți le dau... Akhenaton și Faraonul Soare, care este scrisă de același autor, Daniel Meroa. Și vorbește despre faraonul Akhenaton, cel mai contestat faraon din Egipt, căruia i s-a distrus tot orașul lui, tocmai ca să nu lase posterității nicio urmă acestei încarnări, pentru că el... E faraonul care a vrut ca omul să se conecteze, exact ca și Iisus, direct cu Dumnezeu și să nu fie nevoie de intermediari. Și intermediarii care erau puterile lumii respective erau preoții din temple care mijloceau, deci totul se făcea prin ei, și armata, care vrea să cucerească mai multe teritorii și așa. Deci el a vrut să... A zis, nu mai e nevoie de armată, nu mai e nevoie de preoți, pentru că putem să le spunem oamenilor că ei se pot conecta direct și că Dumnezeu e fiecare dintre noi. În schimb, ce oferă o mare libertate și o libertate periculoasă. Și Iisus același lucru, de fapt. Că să nu uităm că și pe Iisus l-au chilărit tot biserica din timpul respectiv, care își pierdea puterea dacă el spunea că n-avem nevoie și că iubirea e în inima noastră și... Și Dumnezeu e în noi. Dumnezeu e în noi. Deci, de fapt, e aceeași poveste care are mai multe fațete cu diferite personaje încarnate care spun același lucru. Buddha la fel și alte personaje. Ce am făcut din toate învățăturile astea, fiecare după conștiința lui și puterea lui de înțelegere. Așa că Akhenaton a fost otrăvit, orașul lui distrus de către armată și preoți care au continuat și uite-te ce bine o duce Egiptul astăzi. Sunt urmași, la fel Pitagora în sudul Italiei, care avea o școală de cunoaștere de sine și, de fapt, e încarnarea aceleiași suflet, Pitagora, Akhenaton, apostolul Ioan și Francisc. Același suflet reîncarnat. Da. În mai multe ocazii și încarnări a încercat să aducă aceleași mesaje. Și ca Pitagora, la fel, școala lui a fost arsă, toate manuscrisele și învățăturile arse și el ucis. La fel ca și Socrate și la fel ca... Adică întotdeauna a fost o luptă puterea lumii astea cu toți cei care au venit cu misiunea pe care și-au luat-o să aducă un pic de deschidere și de cunoaștere în lume. Și totuși creștinismul, vorbesc de ortodoxie, că mi-e mai apropiată, deși nu am primit o educație temenică în acest sens. Când eram eu mică, nici măcar nu se făcea religia la școală. Totuși, ortodoxia nu crede în reîncarnare. Crede în viață veșnică, dar nu în reîncarnare. Da, budiștii cred în reîncarnare, alte curente cred. Acum, eu cred că în ortodoxism mai degrabă, sau în creștinismul ăsta clasic, mai degrabă nu vorbim despre asta.
Nu-i că credem sau nu credem, nu știm nimic, deci nu vorbim. Ceva de genul ăsta. Deci pentru că nu e nimic consemnat, atunci nu credem. Da. Că nu e nimic oficial care adică ne spune că e... Adică dacă nu scrie, e... nu ne batem capul, da, sau cum. Da, ceva de genul ăsta. Dar sunt unii preoți care protestează. Am stat de vorbă cu niște preoți la un moment dat și contestau vehement ideea. Preot te face Dumnezeu și nu o instituție. Corect, e ungere, e har. Da, da. În societate faci teologie și ești preot. Ca orice absolvent de facultate, că și acolo e pe grade, nu? Adică dacă nu ești absolvent de teologie, mi se pare că poți să ajungi doar diacon sau în fine. Ierarhia asta, biserica asta pe care nu o cunosc foarte bine. De asta spuneai că sunt confuzii tinerii, pentru că e o mare confuzie între ce e adevărat și ce pare a fi în lumea asta și ce valori s-au dat, ce putere și-a luat fiecare, ce așa. Sunt poate preoți care n-au nicio treabă cu instituția și care aduc cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt preoți care... Sunt preoții lui Dumnezeu. Doar taie chitanță, da, la botez. Sunt cei care fac petrecerile în studenție și care, pe urmă, intră în serviciu bine plătit. Și care înjură de sfinți mai bine ca nimeni alții. Deci, nu. Și printre ei sunt oameni... Și sunt, adică... Da, care cred sau... Nimeni nu poate să... Nimeni. Ca să recunoști... Trebuie să fie în tine lucru pe care îl recunoști. Trebuie să-l cunoști tu întâi ca să-l recunoști în celălalt. Deci pe Dumnezeu. Dar apropo de ce vorbeam mai devreme tangențial așa de inchiziții și de ce s-a încercat de fapt după moartea și învierea lui Iisus, de atunci a început manipularea practic omenirii. Și atunci a fost manipulare de către puterea vremii respective. Deci nu s-a început, mult dincolo de ce cunoaștem noi. Deci nu există când n-a fost manipulat omenirea. Uite, de exemplu, aspectul de care vorbeai mai devreme, faptul că el a fost căsătorit cu Maria Magdalena. Cu ce a dăunat, ar fi dăunat această informație, dacă era trecută în cartea oficială aia pe care jurăm în instanță? Ce ar fi deranjat? Uite, îți spun, pentru că în momentul sunt în care... Sunt femeie și trebuie să întreb asta, da. Adică girls power, cum ar în veni. În momentul în care tu pui restricții, dogme, asta ia puterea personală. Corect. A supusului, nu? Deci, în momentul în care omul se taie de corpul lui pe care îl consideră vinovat... De forța sexuală, care este o forță în fiecare dintre noi, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place. Asta creează blocajul ăsta, creează niște anomalii pe care le știm cu toții și nu creează ceea ce Iisus a vrut, întregirea omului și unitatea și să fim aliniați și întregi pe deplin, care înseamnă și natura spirituală și natura lumească și terestră și încarnată. Deci să fim bine în corpul ăsta. Asta trebuie. Dacă nu suntem bine, ne tăiem de noi înșine. Tăindu-te de tine însuți, ești mai ușor de manipulat și de... Tu n-ai forță personală. Că gândește-te câtă energie a mers în această reprimare în care o relație cu un cuplu e ceva păcătos. Deci câți călugări, câte miliarde de călugări au trecut prin tot felul de grupări reprimându-și chestia asta față de o femeie. Inclusiv Francis de Assisi, exact despre asta e vorba cu sufletul lui Geamăn care apare în carte Chiara și cu care ei aveau o tandrețe sufletească extraordinară și și-au reprimat-o și la sfârșitul vieții înțelege că de fapt, eu mi-am ucis sufletul prin asta. Deci m-am separat mai mult de Dumnezeu. Ori ca să conduci niște oameni, ei trebuie să fie separați de Dumnezeu, nu uniți. Că dacă sunt uniți, ei sunt puternici și nu-i mai conduci ca pe oi. Deci reprimarea asta... Dă putere. Dă putere. Unora. Cum rămâne cu postul și cu asceza? Păi în toate curentele ai post și postul face bine, că mai detoxifici, mai te interiorizezi, te ajută la interiorizare. Da, nu știu. Fiecare cum simte. Tu crezi în chestia asta? Crezi că dacă îți reprimi anumite instincte...
Nu. Pe care nu le alegi, cum este cel sexual, de exemplu, sau cum e cu instinctul de foame, da, sau de sete. Nu cred că prin asceza reprimare. Ajută. Nu, niciodată prin reprimare. Ajută dacă tu simți să faci asta, o faci pentru că vrei tu, o faci cu toată inima ta, o faci că simți că acum mă ajută asta să mă interiorizez și așa, nu că cineva îți bagă niște chestii exterioare și tu încerci să te conformi la ceva care ție nu spune nimic, de fapt. Cum vedem, am auzit eu că așa e bine. Da, și cum vedem, mulți fac asta și pe urmă se sparg în partea cealaltă cu sexualitatea sau cu mâncarea. Deci, adică suma, de-aia se spune că suma vicilor rămâne constantă, indiferent la ce renunțăm. Da, niciodată prin reprimare nu e o soluție. Asta e prin conștiință. Prin conștiința ta tu alegi. Hai să vorbim de următoarea carte. O iau de la același autor, că mai avem una care nu Testamentul e. Testamentul celor trei mari. Da, și care se leagă cu învățătura lui Isus, pentru că se întâmplă narațiunea... Maria Salomea, Maria Iacobea și Maria Magdalena, cele mai apropiate discipole. Care sunt la Camargue, în sudul Franței, după plecarea lui Isus se întâlnesc acolo, cum știm că toți discipolii s-au răsfrânt peste tot, ca să ducă cuvântul și învățătura lui Isus mai departe, dar nu așa cuvântul ca să spele pe creier pe alții, ci prin exemplul lor personal. Deci făceau o grămadă de vindecări și arătau prin conștiință niște învățături și se întâlnesc pe malul mării și își dea până câteva nopți pe lângă un foc amintirile de întâlnirea lor cu Isus și cum Isus le-a impactat viața. Deci este teribilă cartea asta, în sensul în care ne recunoaștem în aceste personaje, pentru că ele își recunosc propriile slăbiciuni, vorbesc despre cât de puțin au înțeles, cum se opuneau de fapt și cum forța asta de dulceață, de tandrețe, de iubirea lui Isus le-a pur și simplu transformat și le-a eliberat. Deci este o carte care atinge mult feminitatea din noi și sper să avem toți feminitate și și bărbații și femeile avem o energie feminină și o sensibilitate, sper. Și este o poveste tot așa care se citește foarte ușor și care ne atinge inima teribil. Pentru că vedem primii discipoli, cu adevărat noi ne imaginăm că ei sunt niște ajunși, niște realizați, niște perfecți, dar ei treceau și trec prin aceleași etape prin care trece fiecare dintre noi, de fapt. Adică sunt tot... Și după plecarea lui Iisus erau orfani, adică trebuiau prin forța lor internă să cheme lumina, să-și facă tot procesul lor interior. Și câteodată gânduri întunecate veneau peste ei. Sau... Și e foarte interesant să descoperim asta și care sunt răspunsurile lui Iisus pe care ele le citează. La... aceste slăbiciuni și tenebre, exact. Și demoni cu deci care sunt niște luptăm. Învățături sub forma unui roman extrem de profunde. Mai este o carte despre care vreau să vorbim. Ea iese un pic din... Șamanul și Cristul, despre asta mărturisesc că nu știu nimic. Este scrisă tot de Daniel Miroa. În anul 1600, în Canada, când indienii și localnicii sunt invadați pe de o parte de către englezi, pe de o parte de către francezi, de asta avem Canada franceză și engleză, și șamanul ăsta se găsește luat prizonier, sclav, pe un vas, îi aude, el trăind, descoperind lumile subtile, explică din copilărie cum a fost antrenat ca și șaman să vorbească cu spiritele, deci cu lumea invizibilă și să simtă oameni, să simtă tot ce e. Și intră în contact cu acești creștini, între ghilimele, care repetă niște dogme, dar care își dă seama că ei, de fapt, nu înțeleg nimic. Și totuși, până la urmă, nu le urăște religia, ci începe să vorbească și el cu acest Isus.
și să zică, sigur Iisusul vostru vă dădea învățături bune, dar voi n-ați înțeles și nu le aplicați. Și intră într-o biserică și simte prezența și zice, asta e ceva luminos și cumva unifică în el șamanismul și creștinismul adevărat sau, să zicem, foarte gnostic. Interesant. E foarte interesant și foarte rar să vorbim de astea două curente într-una. Tocmai pentru că el vede esența din ele și atunci își dă seama că e unul singur. Și zice, puține, este un citat foarte fain care zice, puține-i pasă lui Dumnezeu de părerile noastre și separările noastre și dogmele noastre, că râde de noi, el este unul singur. Și ultima carte, care de fapt este prima carte, nu? Pe care editată, am publicat-o, da. Da, de Solistice, Întâlniri Solare, scrisă de altcineva, de Marianne Dubois. Ce ne poți spune? Cartea asta m-a impresionat și așa am început să aduc în România cărțile astea din Franța, unde mă ocup de o bibliotecă de spiritualitate în Strasbourg și organizăm acolo conferințe și avem 8.000 de cărți din toate curentele spirituale. Și am este dat una din cele mai mari biblioteci, nu? De spiritualitate. De teozofice, da. din da. Franța sau din Europa? Acum n-am măsurat. Este, oricum, are 100 de ani vechime, nu știu dacă mai sunt așa. Ok. Și acolo am întâlnit cartea asta, în care întâlnirile astea solare sunt întâlnirile autoarei cu prezența tot așa în invizibil a lui Iisus și mesajele pe care ea le captează și învățăturile care vin și care ating inima extrem. Înainte, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vorbim puțin și de cursurile pe care le faci tu la Solisis, pentru că vorbeam de o școală, că este o școală interioară, o școală de conștientizare. Cum am zis și la început, noi suntem învățați de mici, suntem programați să ne uităm în exterior, să ne luăm reperele, să ne formatăm exact ca un hard de computer cu repere din exterior. Ce lipsește pentru a nu ajunge ca majoritatea, de fapt, cred că toți, nu ca majoritatea, să ajungem în ceea ce se cheamă criza vârstei, desfrânzire spirituală? Știi că ne apucă așa la un moment dat pe toți, pentru că, practic, până la o anumită vârstă, unii mai devreme, alții mai târziu, am trăit într-o ignoranță teribilă și nu știm efectiv ce-i cu noi, pentru că întrebarea cine sunt eu și ce-i cu mine, ok, ne-o punem în adolescență, prima oară. După care uităm, ne luăm cu viața, asta materială, după care, aoleu, stai puțin că ceva nu vine să ne și scutere. Nu știu despre ce e vorba. Da. Despre ce e vorba. Eu n-aș zice ce lipsește ca să nu intrăm în criză. Ce ne lipsește ca să fim fericiți? Asta e întrebarea. E, de fapt, cea mai bună întrebare. Cea mai bună. Ce ne lipsește? Ce ne lipsește să trăim fericiți? Nici măcar ne imaginăm că ar putea fi așa. O fericire care nu depinde de bunurile materiale, de realizarea socială, de o grămadă de stresuri, de partener, de ce ne lipsește ca să descoperim natura noastră reală, care este de care este virtuțile lui Dumnezeu, pace, iubire. Noi vorbim de lucrurile astea, înțelepciune, dar ce ne lipsește să le încarnăm în noi și să le manifestăm? Și despre asta se ocupă școala Solisis. În prima fază este un proces și îl numesc pe site procesul interior. Sunt 5 luni în care ne întâlnim o dată pe săptămână și începe prima chakră, ne uităm un pic la prima chakră, sunt niște exerciții bioenergetice de respirație și vedem ce blocaje mentale și emoționale ducem cu noi din copilărie până în prezent. Și foarte important, trebuie să fac precizarea asta, pentru că la noi se uită și mulți agnostici, sau cum le place să numească, umaniști. Nu trebuie să fie credincioși neapărat. N-are nicio legătură cu biserica. Biserica este o instituție care are interpretarea ei despre Iisus. Mai putem să avem și alte interpretări a aceleiași învățături și altă conștiință și nu are nicio treabă cu o instituție sau cu biserica. Nu are legătură cu religia neapărat. Bineînțeles, omenirea întotdeauna a căutat asta și nu are nicio treabă cu religia clasică. Deci vorbeam că ne putem echilibra mental și emoțional și să vedem ce blochează
în anumite domenii, cea care are rădăcină are de a face cu relația cu partenerul, cu încarnarea noastră pe pământ, următoarea ceacră cu emoțiile noastre, relația cu familia, cu copiii, să vedem acolo ce neiertări ducem, ce vine din frică, ce blochează și să punem la loc, învățăm, să punem în energia noastră chestii care vin din iubire. Deci, indiferent cum a fost relația cu părinții, care întotdeauna a fost cu probleme, să am doar iubire pentru părinții mei, că au făcut cu limitele lor ce au putut, din neștiință și din inconștiență, ca și toată lumea. Jung spunea că oamenii nu se schimbă niciodată, că singurul lucru care se schimbă la oameni este gradul lor de acceptare. Ești de acord cu asta? Nu știu ce zicea și ce vrea să zică, de fapt, că asta e o bucată scoasă dintr-o multă explicație. E puțin decontextualizată, dar în esență asta spunea, că oamenii nu se schimbă de când se nasc până mor. Păi înseamnă că ne negăm evoluția și atunci ce rost mai are să mai trăim experiența asta dacă nu evoluăm? Dar ceva se schimbă, se schimbă gradul de acceptare. Oare asta se însemne evoluție? Clar, clar. Nu există evoluție fără acceptare. Deci acceptarea este cheia, dar trebuie să vorbim foarte mult ca să înțeleagă ce vreau să spun prin asta, adică accept și nu mă mai lupt. Deci ieșim din starea de luptă cu tot ce se întâmplă, deci nu mai este tensiune și se produce o relaxare și o pace și înțeleg. Și de fapt, un creștin ți-ar zice și eu, accept voința divină. Să te lași în voia lui Dumnezeu. Da, asta înseamnă acceptarea și voința divină nu e voința celui din biserică, ci e voința ta la un nivel superior de conștiință. Deci nu e ceva străin nouă. Nu e voința altuia. E voința noastră la un nivel mai înalt de conștiință. Că aceeași voință care a vrut să ne încarnăm. Deci nu e ceva străin și asta și vrem noi, de fapt, dar suntem inconștienți despre asta. Îți termin despre proces, deci urcăm pe ceacră și facem o curățare, o conștientizare, niște exerciții, circulă energia. Pe urmă, vorbim două științe intermediare de curățare, un pic energetică și, pe urmă, conectarea cu cele șapte raze, adică cu cele șapte calități sufletești principale și sunt și altele, care prin meditație le resimțim și resimțindu-le ele ne impregnează, nu? Care sunt cele șapte calități, dacă poți să le... Nu îmi place să fac fast food, așa, nu. Dar știm că e iubirea, înțelepciunea, forța divină, dar toate astea sunt niște cuvinte goale dacă noi nu resimțim ce înseamnă asta. De și undeva trebuie să pornim. Păi pornim și există foarte mult pe internet și toată lumea mental le știe, doar că știi cum zicea Shakespeare, care era unul dintre maestri și înțelepți, Roger Bacon, care scrisese de fapt scrierile astea, a fi sau a nu fi, asta e întrebarea. Deci ce știm puțin contează. Deci trebuie schimbată vibrația noastră, adică starea noastră și ființa noastră. Noi suntem așa pentru că am intrat în contact cu aceste vibrații de când eram mici. Era stres la școală, stres la grădiniță, deci am devenit stresați. Am intrat în contact cu asta. Eu conduc oamenii să intre în contact cu sufletul lor și calitățile divine, deci automat asta ne impregnează și ne schimbă ființa foarte profund. Sinele acela profund, da, care și este ceva, independent de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu e ceva al meu, al tău, al cuiva, e a tuturor, doar că trebuie să intrăm în contact cu ceva care e dincolo de obișnuitul din lumea asta, pentru că, la fel cum zicea Iisus, împărăția mea nu e din această lume, că dacă era, nu m-ar fi condamnat. Corect. Scurt. Și chestia asta continuă. Și de fapt atât de simplu și e valabil și pentru noi. Eu sper că astăzi, dragilor, am reușit să vă dăm așa o altă perspectivă, hai să-i spunem, pe care sper să vă aprofundați, în primul rând, ducându-vă la Bookfest și căutând standul Solisys. Puteți să intrați și pe site și sigur vă va spune Rada mai multe. E bine să ne cunoaștem pe noi înșine atât cât se poate, să ne acceptăm și să ne iubim, că poate asta înseamnă să fim fericiți. Aș zice că e vital, este vital, ne impactează toate aspectele vieții.
Așa să fie. Rada, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația la podcast. Mă bucur. Mai e mult de vorbit. Mă bucur că am reușit să facem măcar atât și sper să ne revedem cât de curând și cu alte ocazii. Mulțumesc. Să fim fericiți. Ciao.